Bună. Bună seara și am revenit cu drag la prof online pe exerciții de matematică, la algebră și geometrie. Da, da, dar mi-e place când spui tu cu drag. Chiar este așa, din ce îmi dau seama, și asta îmi face foarte bine, da? Când te-au spus într-un lucru, drag. Chiar o spui din suflet. Da, Adi. Cu ce pornim? Cu algebră, cu da? Cu algebră, probleme cu caracter aplicativ. Da. La problema 1 de la pagina 61. Deci problema, e un test sau ce este? Nu, sunt probleme cu caracter practic. Problema 1 de la? Pagina 61. 61. La finisarea unui bloc lucrează 70 de muncitori repartizați în 4 echipe. Deci 70 de muncitori, total 70 muncitori. Repartizați în 4 echipe. Da. În 4 echipe. Bun. Bun. Fiecare echipe i s-a repartizat câte o scară a acestui bloc. Bun. Prima echipă termină lucrarea în 30 de zile. Deci prima echipă, puncte, puncte, 30 de zile. A doua echipă în 15 zile. 15 zile. A treia echipă în 20 de zile. 20 de zile. Și a patra în 12. În 12 zile. Bun. Știm că muncitorii au lucrat în mod egal. Determinați numărul muncitorilor din fiecare echipă. Pe 70 împărțit la 4? Da, nu sunt în număr egal repartizați. Ai citesc o dată, domn profesor? Da. La finisarea unui bloc lucrează 70 de muncitori repartizați în 4 echipe. Fiecare echipe i s-a repartizat câte o scară a acestui bloc. Prima echipă termină lucrarea în 30 de zile, cea de-a doua în 15 zile, a treia în 20 de zile, iar cea de-a patra în 12 zile. Știind că muncitorii au lucrat în mod egal, determinați numărul muncitorilor din fiecare echipă. Deci nu au fost repartizați pe echipe în mod egal. Asta e. Au lucrat în mod egal. Adică unul e mai hard, și altul mai puternic. Mai leneș, da. Da, mai leneș. Și toți sunt la fel de productivi, adică la fel de harnici. Și toți au primit câte o scară. Și toate echipele au primit câte o scară. Da. Dar probabil că una era mai deteriorată, alta era mai într-o stare mai bună și au fost nevoiți, aici e arta, să spunem, șefului, inginerului care a distribuit. La scara asta 15, la scara cealaltă 25, la scara cealaltă nu știu ce. Încât numărul de zile pe care numărul de zile pentru scara, pentru echipa întâi de 30 de zile, așa, cealaltă 15 zile, cealaltă 20 de zile, asta 12 zile. Da? Deci dacă am notat cu X numărul de muncitori la prima, cu Y la a doua, cu Z de la a treia, T de la a patra, X, Y, Z și T, atunci ce pot să spun? Că X plus Y plus Z plus T, da. Da? X plus Y plus Z plus T, adică muncitorii aflat la toate echipele, da. Înseamnă 70, da? 70. Ar fi o primă relație pe care o putem prinde. Corect. Aici e problema pe care trebuie să o analizăm. Să vedem
câte zile, nu, să scădem totalul numărul de zile și să vedem prima echipă cu cât are mai mult față de a doua, a doua cât are mai mult față de a treia și a treia câte, dacă are... Câte zile, da? Da. Și a treia dacă... Deci tu propui să adunăm toate zilele acelea, nu? 30 cu 15, da. Cu 20 cu 12. Și o să împărțim la dar asta, ce înțelegi tu dacă adunăm zilele? Câte zile au muncit cele patru echipe? 7-7 zile, eu cam sub. Dar să vedem care e raționamentul. Da. La ce te-ar ajuta? Cele patru echipe au muncit, iată, una 30 de zile, alta 15 zile, dar... Tot patru scări de bloc au făcut. Tot patru scări de bloc au făcut. Însă ceea ce este important numărul ăsta de zile a de... Reprezintă cât au făcut ei în total. Câte zile au muncit cele patru echipe. Câte zile au muncit cele patru echipe, dar... La ce s-ar folosi? Să spunem că știm numărul de zile. Numărul ăsta de zile, ce ai de gând să faci cu ele? Cu el. Și spus mama lui Miruna că 77 de zile au lucrat. Dar vezi că au lucrat în mod diferit. Pentru că unii din echipa a doua numai 15 zile lucrează. Și echipa a patra chiar 12 zile. Foarte puțin. Deci nu ai un indiciu cu totalul ăsta de zile. La ce ți-ar folosi ție? Poate mai citim o dată problema ca să fie și mai... Să înțelegem la și mai finisarea mult. Unui bloc lucrează 70 de muncitori repartizați în 4 echipe. Fiecare echipe i s-a repartizat câte o scară a unui bloc. Prima echipă termină lucrarea în 30 de zile. Cea de-a doua în 15 zile. A treia în 20 de zile. Iar cea de-a patra în 12 zile. Știind că muncitorii au lucrat în mod egal, determinați numărul muncitorilor din fiecare echipă. Deci, practic, prima echipă, dacă au muncit 30 de zile, să tragem concluzia că au mai puțin muncitori, pentru că au terminat mai greu. Așa am înțelege, nu? Așa ar trebui să înțelegem. Dacă totuși au fost harnici cu toții, da. Da. Și totuși... Deci, faptul că s-au întins mai mult înseamnă că au fost mai puțini. Și eu zic la fel. Și înseamnă că echipa cea mai numeroasă a fost a patra. A patra din ce înțelegem noi, nu? Că dacă lucrează în mod egal, numai numărul de muncitori diferiți o determinat scurtarea numărului. Și numărul muncitorilor din fiecare echipă. Eu cred că între a patra au fost cei mai mulți, nu Adi? Da. Între a doua tot au fost mulți. Între a doua au fost... Da, pentru că 15 zile și acolo. Și ei au terminat destul de repede. Da. După aceea urmează a treia și ultima echipă, prima echipă care au fost cei mai puțini. Deci, între... Ar trebui să facem o ordine între numerele 12, 15, 20 și 30. Îi prezentăm într-o ordine, da? Da. Adică te... Deci, între mulțimea formată din te, virgulă, Y. Y-ul, virgulă, Z-ul, nu? Da, și Z-ul X. Și X-ul. Da. X și numerele. În ordinea asta, 12, apoi 15, 20 și 30, există o directă proporționalitate sau o inversă proporționalitate? Păi în prima, la T au fost mai mulți, am zis. Da. La Y, un pic mai puțin. Da. După aceea și mai... Nu, da. Sau cum am zis? Da, și mai puțin și mai puțin. Așa. Deci din ce în ce mai puțin. Direct proporțională.
Păi numerele astea sunt în creștere. Da. În creștere invers. Iar acestea, acestea sunt în descreștere. Corect. E invers. Cel mai mult invers proporțional. Ăla deci, e sus și ăla e jos. Da? Așa. Așa. Apropo de săgeți. Da. Deci este inversă proporțională. Câteodată ne ajută. Deci, câtă vreme am sesizat că am ordonat numele 12, 15, 20, 30 și 20. Ele cresc, corect. Cresc, ordine crescătoare. Aici am stabilit că e ordine descrescătoare. Corect. Numărul cel mai mare de muncitori este la a patra, T-ul. Da. Apoi mai puțin, mai puțin, mai puțin. Și atunci este inversă proporționalitate, da? Deci, atunci zicem ce? T ori 12, da. Nu așa ar fi? Da, egal cu 5. Egal cu Y ori 15. Egal cu Z ori... Z ori 20. Și egal cu X ori 30. Putem simplifica prin ceva de la un cap la altul? Nu. Prin 2, adică 3, nu, 15, nu, 20, nu îl primești? Prin 5, nu? Deci clar, așa rămâne. Da. Dar fiindcă am X plus Y plus Z plus T egal 70, cum să o aranjez eu pe asta? Într-un mod în care să pot folosi proporții derivate, nu? Să obțin, să prelungesc. Adică să obțin acel X plus Y plus Z plus T. Așa, să obțin X plus Y plus Z plus T egal 70. T supra 15 egal cu Y supra 12. T supra 15. Nu, că nu, te, la un cap la altul trebuie egalitatea. Trebuie să o facem. Deci trebuie să aranjăm așa fel încât pe asta să o scriem în alt mod. Ar fi T supra 1 pe 12. T supra 1 pe 12, care înseamnă 12. T ori 12. Corect. Că mulțim pe prima cu a doua inversată. Egal cu Y supra 1. Egal cu Y supra 1 pe 15. 1 pe 15. Și egal cu Z supra 1 pe 20. Z supra 1 pe 20. Egal cu X supra 1 pe 30. Și egal cu X supra 1 pe 30. Supra 1 pe 30. Și egal cu egal mai departe cu suma lor X plus Y plus Z plus T. E aceeași lucru, nu? Da, supra 1 pe 12. 1 pe 12 plus 1 pe 15 plus 1 pe 20. 1 pe 15 plus 1 pe 20 plus 1 pe 30. Și egal mai departe. 70 supra. 70 supra. Da, numitorul comun este 60, se vede. Prima cu 5. Prima cu 5. A doua cu 4. 4. A doua cu 3. 3 și 2. Și vom avea numitorul comun 60. Da. Adică 5 plus supra 5 plus. 5 plus 4. 5 plus 4. Plus 3. Plus 3 plus 2. Plus 2. Și egal mai departe cu 70 supra. Egal cu 70 supra. Se vede. 9. 14 pe 60. 14 pe, da, 5 cu 4, 9. 9 și cu 3, 12 cu 2, 14 și supra 60. 60. Da. 60. 7 pe 30. Să simplu că 14 cu 60. 14 cu 60. Da, facem, dacă erau cu 70. Hai să zicem, iade, așa zic. 70 înmulțit 60. Cu 60 pe 14, da? Da, simplificăm și 5. 14 cu 70. 14 cu 70 5. Simplificăm și face 5 sus. 300. Și fac 300. Deci. Și 300. Înseamnă... Asta că-ți muncitor. Nu. Este T pe 1 pe 12. 7, fiecare 7, raport 8, egal, da? Cu suma numărul pe suma numărul și egal cu 300. Cum ar veni, nu? Raportul, valoarea raportul, lui da? Ca acesta, din da. Modul nostru de scriere. Deci zicem, 3. T ori 12, 12 T, 12 T, egal cu 300, da? Și atunci rezultă că T va fi egal cu 300 împărțit la 12 și egal cu, ia să vedem cât face 300 împărțit. 25.
Hai să vedem repede. Zicem așa, 30 în face din 2 ori 24. 24, 60, 12 împărțit la 60, 5. 25. Da, 25. 25 de muncitori în a patra echipă. Deci 25 de muncitori la T. Da, T la crescut 25. 25. Deci ăsta și cred că și mai mulți. Ia să vedem, dacă am avut dreptate, domn profesor, nu? Sigur că da. Pe urmă. 15Y. 15Y, Adi. 15Y. Egal cu? Egal cu 300. 300. 300 de Y. Y egal cu 300. Supra. La 5, da. Și Y este egal cu 20. Corect. 20 Z egal cu 300. Z egal cu 300, deci rezultă că Z egal cu 300 împărțit la 20, așa, și Z egal cu 15. Da? 15. Da, 15. 10 și 30 împărțit la 2, 15. Da, așa am făcut. 30X. 30x egal cu 300, x egal cu 10. X egal cu 10. X egal cu 10. O, ce fain e acolo. Da? Deci vedeți, probleme practice. În patru echipă a fost cel mai mult. Sigur că da. Cea, important este să înțelegem bine problema. Ce am făcut? Încă o dovadă. Că nu mă arunc repede în problemă fără să o înțeleg bine. Corect. Esențial a fost aici să fie clar, să înțelegem că între numerele, ordonarea numerelor 15, 20, 12, 15, 20 și 30 a fost lucru definitoriu. Corect. Îndată ordinea T, Y, Z și X, așa am zis noi X, Y, Z și T, să fie corespunzătoare acestui șir de numere și să înțelegem că este inversă proporționalitate. Da, este inversă. Deci trei lucruri au fost, nu? Trei lucruri au fost aici. Să notăm cu X, Y, Z și T numărul din prima, a doua, a treia, a patra. Să nu ne lăsăm păcăliți de ordinea asta X, Y, Z, T cu numerele acestea. Că era o anomalie, era aiurea. Că aveam și 30, 15, crește, descrește, ce facă? Dacă lăsam ordinea X, Y, Z, T cu numele 30, 15, 20 și 12. Nu-i mai ieșea. Nu ieșea decât o aiureală acolo. Nu puteam să stabilim dacă e direct sau invers, pentru că era creștea, descreștea. Numerele de aici erau 30, 15 scade, pe urmă crește, 30, 20 scade. Păi deci nu puteam să lăsăm ordinea asta, asta insiste, o să vă spun. Acolo invers proporțional, că dacă crește, scade, crește, scade... Dar nici, nici așa, nu. Nu, Adi, n-ar fi fost. Când scade, ar fi fost o idee de, de la 30 și 15, X și Y, inversă proporționalitate. Și acum când 15 și 20, deci nu păstrează aceeași tendință. Da? De la 15 la 20, crește, scade din coace. Deci nu, nu. Trebuie păstrată o anumită ordine între numerele acestea, care ordine trebuie fixată între X, Y, Z și T acolo. Ca să putem vorbi de o inversă proporționalitate, să spunem așa ceva, da? Deci, trei lucruri au fost importante. Unu. Ca să știm momente importante, hai să zicem, momente importante ale problemei. Deci, momente importante. Unu. Am notat cu X, Y, Z și T. Am notat cu X, Y, Z, T. Numărul de muncitori din prima echipă, a doua, a treia și a patra. Am notat cu X, Y, Z și T. Numărul de muncitori din prima, a doua, a treia și a patra. Prima, a doua, a treia și a patra. Apoi, al doilea moment important. Am ordonat crescător numerele, numărul de zile, am ordonat numărul
crescător numărul de zile. Și trei, al treilea moment important, între șirul crescător, între șirul crescător al numărilor de zile, adică între șirul crescător 15, 12, 15, 20 și 30, și numărul de muncitori repartizat fiecărei echipe. Echipe. Și numărul de muncitori repartizat fiecărei echipe. Am stabilit că există o inversă proporționalitate. Da? Am stabilit că există o inversă proporționalitate. Și de aici problema a fost a noastră. Astea au fost cele trei lucruri importante. Am scris inversă proporționalitate și de acum... Adică ce a fost? Imediat am scris relația. Care a fost relația? T, virgulă, Y, virgulă, Z, virgulă, X, invers proporțional cu șirul ăsta, adică T ori 12, Y egal cu Y ori 15, egal cu Z ori 20, egal cu X ori 30. Și dacă nu ne venea în minte aranjarea asta, nu nimic, notam aici valoarea egal cu un K. O altă metodă de rezolvare. Deci, T ori 12, egal cu Y ori 15, egal cu Z ori 20, egal cu X ori 30, egal cu K. A, corect. Deci să ne echipuim că nu ne venea în minte treaba asta. Și atunci, din T ori 12 egal cu K, scoatem pe T. T egal cu K supra 12. Și apoi, aveți dreptate. Sigur că da. Deci T egal cu K pe 12. Y egal cu K pe 15. K pe 15. Z egal cu K pe 20. Z egal cu K pe 20. Și X egal cu K pe 30. Da? Aveam X, Y, Z și T. Și atunci, cum știam că X plus Y plus Y plus Z plus T egal cu cât? 70. 70. Echivalent cu scrierea K pe 12, K supra 12, plus K supra 15, K pe 20, plus K pe 20, plus K pe 30, egal cu 70. Aducem la același numitor. Nu aducem la același numitor și vine a... Descoperam 14K supra 60. Când identificam, da, aici, vine 14K supra 60, egal cu 70. De unde rezultă K-ul acesta, e 60 ori 70 pe 14. Corect. Sau, înainte a face asta, putem simplifica pe 14 egalitatea asta. K. K supra 60 egal cu 5. De unde K egal cu 300. Deci, odată K-ul știut, ne întoarcem pe rând la fiecare. T egal cu K supra 12. T egal cu K pe 12. Și obținem cele 25 de zile. Și găsim 25 de T, Y, Z, da, și X. Corect. Da? E și altă idee. Pentru că ideea aici nu totdeauna îți vine în minte. Asta am vrut să zic. Da? Părea artificiu acela de aranjare. Și atunci era o chestie de tipul, dacă nu-mi vine în minte ce m-am blocat aici, corect, că era păcat. Problema era dusă. Că din clipa în care ai gândit ordonarea șirului cu zilele, inversa proporționalitate, totul era, din clipa aceea, îndemâna ta. Dar era destul de neplăcut să spunem, gata, ne-am blocat, pentru că nu știu să ajung la asta. Noi ne gândeam, domnul. Deci egal cu un K, corect, și X plus Y plus Z plus T face 70, a fost iarăși esențial, corect, să înțelegem. Corect. Că dacă nu avem, corect, relația asta, nu poți porni. Corect. Că dacă ai notat cu X numărul de la prima, la a doua, la a treia, la a patra, suma lor era este 70, ascunsă, este 70. Trebuie relația subsidicată. Nu degeaba tot autorul, că sunt 70 de muncitori repartizați în patru echipe. Da? Deci toate aceste lucruri trebuie foarte bine
să spunem, puse la punct și în mintea voastră să vă fie clar. Citim problema cu foarte multă răbdare. Da. Deodată, de două ori, de șapte ori, de nouă ori. Până când înțelegi bine conținutul. Deci nu-ți permiți să grăbești. Am sesizat de multe ori la voi tendința de a citi problema în graba cea mai mare. Da, ai văzut că tu ai zis că să repartizați muncitorii în mod egal. Nu îi munceau în mod egal. Era o chestie de... Aia în mod egal mi-a permis mie să stabilesc că dacă sunt mai multe zile, înseamnă că sunt mai puțini muncitori. Că ei nu sunt... Nu muncesc în mod inegal. Unul stă și altul lucrează și trei lucrează. Sau doi stau și trei lucrează. Nu, toată lumea lucrează în mod egal. Așa am putut să scoatem relația a doua, nu? Asta e motivul pentru care am putut să spun că am inversă proporționalitate. Deci, cheia problemei a stat în asta. Că ei muncesc în mod egal. Și atunci am mers un pic și am împins raționament și am spus... Dacă în mod egal și au repartizat pe scara aceea 30 de zile, au lucrat 30 de zile, înseamnă că au fost mai puțin. Nu, e corect, ne gândim logic. Nu ne grăbim să dăm răspunsuri. Tu ai venit cu varianta adunăm zilele. Este, dacă vrei să spun pe cea dreaptă, este reflexul de venit de la învățătoare. De foarte multe ori se întâmplă așa. Le adunăm, le scădeam. Yes, am dat drumul. Am găsit răspunsul. Dar nu este rodul unui raționament. Eu tot întrebam, hai să vedem. Ce facem cu cele 7 zile? Cum? De acolo, cum să operăm cu ele? Dar eram blocat. Trebuie adunat zilele acelea ca să zicem că am avut două operații. Da. Adică să nu scriem nimic, nu? Da, nu, dar n-are niciun rost să scriem niște lucruri care nu sunt legate acolo. Da. În concluzie, pentru Miruna și pentru Adi și pentru toți privitorii, nu, acestui film, din problema aceasta spunem așa. Citim, citim și iar citim. Și cheia a fost în mod egal. Hai să spunem, că acolo s-a spus. Că lucrează în mod egal, adică toată lumea muncește. Și dacă 30 de zile înseamnă că le-a repartizat un număr mai mic de muncitori. Și atunci, de aici a fost ideea de inversă proporționalitate. Deci am putut să avansez în problemă. Dacă autorul nu spunea nimic despre lucrează în mod egal, eu nu puteam să facem problema, pentru că 30 de zile spune, băi, dar dacă sunt unii comozi acolo, stau ascunși după scară și pierd timpul, unul și trei stau... Deci gata, am stricat problema. Ca să vedeți a doua ce e. Hai să vedem. Mergem mai departe. E cu lumână? Că tot vine Paște. Da. Ce ai copite bisericii trebuie să facem? O facem, da. Deci facem la toate problemele. Învățăm din fiecare problemă câte ceva. Și învățăm să credem în noi, învățăm să... legăm fiecare afirmație una de alta și să vedem unde se ascunde secretul. Doar asta ce este. Ce a vrut să zic autor? Da. Ce a vrut să spună? Să vezi aici cu lumânările astea, că m-a și pe mine în ceas. Ia să vedem. Vă citesc, domnul profesor, ca să vă faceți o idee. Cât ștern tabla. Da. Au fost aprinse două lumânări de lungimi și grosimi diferite. Da. Lumânarea scurtă se topește în întregime în 5 ore. Da. Iar cea lungă în 3 ore jumătate. După ce au ars timp de 2 ore, lumânările au lungimi egale. De câte ori a fost mai scurtă o lumânare față de cealaltă? Deci, domnul profesor, trebuie să o citim de mai multe ori. N-am prins nimic. Păi să zic eu. Păi da. Doar v-ați făcut o idee. Da, că e vorba de lumânări. Una e mai groasă și una e mai lungă și una e mai scurtă. Da, doar atât. Deci, haideți să scriem problema 2 de la pagina 61, copii. Da. Gata. Au fost aprinse două lumânări de lungimi și grosimi diferite. Asta înseamnă că ard în timp diferiți. Corect. Că o lumânare groasă... Păi și dacă cea scurtă a fost groasă? Păi, și cea lungă a fost subțire? Păi poate să fie... Aici este o problemă. Încă o dată, au fost aprinse două lumânări de lungimi și grosimi diferite. Lumânarea scurtă se topește în întregime în 5 ore.
Deci cred că asta a fost mai groasă. Pentru că cea lungă, în 3 ore jumate. Da. Acum și lungimea poate să fie un indiciu, că dacă ne-ar fi spus așa, doar lungimile sunt diferite, ne-am fi concentrat și pe chestia asta. Ori și grosimile influențează asupra ritmului. Exact. Una arde, să spunem, o lumânare scurtă și subțire. Subțire. Și chiar mai lungă și alta mai groasă. Nu? Și la fel de lungă. Deci între două lumânări. La fel de lungi. Și la fel de groase. Nu. Și una mai groasă și una mai subțire. Da. Una, la fel de lungi, dar una mai groasă și alta mai subțire, cea care este mai groasă, arde mai greu. Arde mai greu. Corect. Asta trebuie să înțelegem. Acum, înainte de a ne apuca de problemă, mi-a venit o problemă cu lumânări. Când generalul meu a dat interviu, se întâmpla în 2000. Vă spun povestioara asta, că este foarte, foarte interesantă. Deci el avea CV-ul pus pe internet, cu varianta aceea de a fi fost al 19 licean al țării. Era în țară. Era în țară, era student la Iași. Era în anul 4. În primăvară, cred că așa. Și-a pus CV-ul pe internet. Microsoft, care compania avea o echipă de vânători de creiere, îl contactează. Se trezește că sună de la companie. Și îi spune, suntem așa, în engleză se înțelege, și că ar vrea să afle mai multe date despre el. Și spune, păi da, sunt student în anul 4, termin anul ăsta, am șansă să fiu șef de promoție aici, am obținut locurile acestea pe la național, așa, în anul, în clasa 11, în clasa 12, primă 2 pe țară, și în clasa 12 am fost în lotul lungi pentru internațională și așa mai departe. Bun. O jumătate de oră stau de vorbă cu el. După care trece acel prim filtru de testul de început la o jumătate de oră și spune, bun, uite, figurezi din clipa asta, ai trecut primul baraj, să zic așa, și figurezi pe lista noastră, noi te avem în vedere că o să ajungem în România și vei fi invitat pentru interviu. Îți plătim noi drumul, tot. Tu, dacă dorești să te prezinți, te prezinți. 5 oameni s-au prezentat din state, de la companii. Și au audiat mai mulți tineri absolvenți sau chiar mai care trebuie filtrul acela, probabil. Cert este că el a fost audiat 5 ore. Câte o oră fiecare dintre cei 5 membri, erau 5 membri în echipă și fiecare l-au intervievat câte o oră în parte. Eu eram cu stupina, era vară, așa, eram cu stupina undeva la Floarea Soarelui, deci era pe undeva prin iunie și știam că este invitat și mă gândeam, zic, băi, ce întrebări o pune? Eram așa de curios. Eu nu spun că am ajuns acasă, imediat l-am întrebat și l-am întrebat, de ce ți-au spus? Ce întrebări? Nici nu vine să mă gândesc. Numai tâmpenii. Nici eu nu mă străduiam să le spun câte informatică, știu ce. Așa, și nu-i interesat deloc. Tâmpenii. Numai tâmpenii, probleme de aiurea. Credea aparent. El atunci. Da. Zic, Adi, poți să-mi spui și mie una de probleme și astea? Da, vă zic. Ești în junglă. N-ai nicio modalitate de a măsura timp. Doar atât ai. Două lumânări. De aceeași lungime, aceeași grosime, care știi sigur că alt câte o oră fiecare. Cum faci să măsori cu cele două lumânări? Ai posibilitate să le aprinzi. Cum faci ca să măsori un sfert de oră? Folosind doar cele două lumânări. E pățin bar. Dar n-ai nicio o lumânare ardea o oră? O oră.
Păi o oră împărți la șapte. Păi cum să o parți? Doar știi că arde o oră. Doar știi că atâta posibilitate ai. Să îi dai foc și să vezi cum poți măsura o... Un sfert de oră. Un sfert de oră. La amândouă să le dai foc? Nu știu. Na, ai chibrit, ai atât, ai două lumânări, știi și că... Și aprinzi numai una. Poți să aprinzi numai una. Că dai foc atunci. Păi un sfert de oră e a patra parte din acea lumânare. Da, dar cum să o faci a patra păi parte? Păi dar mă gândesc, dacă are... 60 centimetri, nu? 20, mă, cam 20 aici. Na, Sau 15. Nicio formă. Sau face... N-ai unitate de măsură, n-ai nimic, nimic. Păi măsură, ce caz măsură? Vrea precizie. Sigur. Păi... Precizie. Vrea o precizie? Maximă. Păi facem așa. Păi mai merge. Adu-te tu ce înainte. 2, 3... 4. Da, numărul numere. Da, numărul până când mă obosesc și adormi și deci 15 ori 15 minute ori 60 de secunde, păi nu știu. Da. O la 900 și atunci a stins mâna. Da. A băgat în apă. A băgat în apă, a dus. O de afară la plajă. Nu știm, ne dăm bătut, domn profesor, spuneți-ne ce a răspuns. Nu, mai vrem să mai... Nu, mă, zice, ți se pare distractiv, dar și lumânările astea distractive. Hai să ne ducem acolo. Dar trebuie să ne spune. Să vă spun. Vă spun acum să mă las să vă gândiți. Nu, spune. Să spun acum, da? Eu mă gândesc mâna lumânării. Deci, unei lumânări... La ambele lumânări se dă drumul, se dă foc la un capăt, iar unii se dă și la celălalt capăt. Deci o lumânare arde de la ambele capete. Așa. Deci lumânarea poate fi în orizontal și arde de la ambele două capete. Corect. Dar cealaltă arde numai la un singur capăt. Așa. Cât se epuizează lumânarea asta, da. Deci măsoară o jumătate de oră. Corect. Arzând și dintr-un capăt și în cealaltă, da. Deci epuizează o jumătate de oră. Înseamnă că pe lumânarea asta, s-a consumat jumătate din ea, o jumătate de oră. Corect. Cea care o arde la un singur capăt. Corect. Repet, insist. Deci, una din lumânări, unia din lumânări se dă foc la ambele capete. Ah. Da? Și iar cealaltă, da, iar se consumă. Iar cealaltă arde la un singur capăt. Cât asta se consumă, asta arde jumătate din ea. Corect. Dar nu jumătatea dată de tine, jumătatea datorită consumului. Da? O jumătate de oră am măsurat lumânarea care ars complet din ambele capete și acum o jumătate de oră am măsurat și lumânarea care ars dintr-un singur capăt. Din clipa în care s-a epuizat asta, dăm foc și la capătul celălalt. Fără să stingem pe primul. Fără să stingem, aia continuă. Și atunci iară sfert. Iar atunci măsurăm sfertul. Din clipa în care s-a consumat asta, și am dat foc la capătul celălalt, la cea de-a doua, timpul de, până când se epuizează cea care arde acum, prima... Și a doua lunare, adică? Da, a doua lunare, că prima s-a terminat, este chiar o sfert de oră. Corect. Și asta trebuia să... Toți ai răspunsul care l-a dat Ali? Da, da. Vedeți și deșteptă. Vedeți și deșteptă. Deci asta a fost un exemplu de problemă. Că au fost probleme de genul ăsta. Eu l-am întrebat, dăm și mie un exemplu de problemă de asta. Corect. Și atunci mi-a spus chestia asta. Și el s-a gândit așa, i-a dat timp de gândire sau i-a venit instantaneu așa cu lumânările să le ardă? Vă mai spun că stând acolo de vorbă cu ei, am făcut revelionul cu ei, cu o parte din ei, vreo 6 familii. Vedeți acolo profan la Moș Crăciun. Ei, am făcut și revelionul cu o parte din grupul acela care m-ați văzut acolo. Și acolo majoritatea erau în management. Majoritatea, nu știu, unul sau doi dacă nu erau. Și soții și echipe. Am înțeles. Da, da. Deci erau cum spune, călcam cu foarte multă atenție. Era atâta creier pe centimetru pătrat. Că nu poți să scoți orice pe gură, știi? Cam asta vrea să zică domnul profesor. Da, da, da. Deci erau oameni de un nivel extraordinar. Da. Și discutau acolo între ei. Ei, la rândul lor, acum, sunt cei care angajează. Da? Deci sunt în management și au posibilitatea să angajeze. Lor li se adresează, așa m-a fost Adi,
trec de un filtru, prin filtru și pe urmă intră ca să fie, să spun, la interviu cu ei, în direct. Și acum discutau tot felul de problemele acestea. Una din probleme care mi-a plăcut foarte tare a fost așa. Am 100 de fișete. V-ați știți, la sport, cum sunt acolo, își pun hăinuții sau da, fișetele acelea. Da. Am 100 de fișete. 100. De la 1 până la 100. Trec, ele sunt închise toate. Da? Sunt închise toate fișetele. Și eu merg și fac așa. Din 2 în 2 le deschid. Pe urmă, din 3 în 3 pe care o găsesc închisă, o deschid, pe care o găsesc deschisă, o închid. Ok, să zicem că am trecut. Stai, să luăm ușor. Deci din 2 în 2, 3. Da? Deci plec la prima, 1, 3. O las pe asta, da. Mă duc aici. Da, și o deschid da. Pe toate impare, cum am zis. Da. Ok. Bun. Acum, trec din 3 în 3 și pe care o găsesc deschisă, o închid, pe care o găsesc închisă, o deschid. Păi acum pe 3 el deja e închisă. O deschid. Deci urmează o chestie foarte interesantă. Foarte interesant. Și așa mă duc până la capăt, din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 5, din 6 în 6, din 7 în 7, din 8 în 8, până când ajung să epuizez pe toate. Așa. Deci mă duc practic din, când ajung din 50 în 50. Pe 50 o influențez. Și pe 100 îi influențez, da? Da. Pe urmă, din 51 în 51. Adică pe 51 îi influențez, pe 52 îi influențez, că în coloană îi influențez. Și întrebarea este următoare. Câte dolapuri am deschis? Cum le găsim? Cum o găsești pe 73? În ce situație o găsești? Închisă sau deschisă? Păi, închisă. Hai să zici și tu. Asta mă învățătoare. Dacă nu închisi, deschisă. Închisă, zic și eu. Nu știu. Da. E, problema e foarte, foarte frumoasă. Problema de matematică spusă. Am asistat la discuția asta între ei acolo și eram fascinat de toate discuțiile acelea care le purtau între ei. Vreau să vă zic că nu urmăreau deloc câtă informatică știu care, cei care să fie angajați. Ce interesa pe ei cu problemele acestea, interesant să vadă cât de bine le merge microprocesorul. Normal. IQ. Normal. Gradul de inteligență. Deci pe ei frământa acest lucru. Și așa reușeau să aducă oameni care aveau un nivel de inteligență foarte bun, încât odată ajuns acolo să fie în stare să facă probleme care se vor ridică informatic împotrivața în câteva timp. Doamne ajută! Da, hai să întoarcem la apropo de lumânări. Da. Au fost aprinse două lumânări de lungim și grosim diferite. Deci două lumânări de lungim și grosim diferite. Lumânarea scurtă se topește în întregime în 5 ore. Deci, hai să zicem că asta... Ia. Una scurtă. Una scurtă. Și cea mai lungă, da? Și iar cea lungă în 3 ore jumate. Deci asta în câte? 5 ore. 5 ore. Aia scurtă, în 5 ore. Înseamnă că asta scurtă, în mod sigur, va fi mai groasă, dacă 5 ore are, da? Și cea lungă, în 3 ore jumate. Și asta la altă, în 3 ore și jumătate. 3 H și 30... 31 pe 2, scrie aici, acum vreți ore. 31? 3 și 1 pe 2. 31 pe 2. Și 30 de minute. Da, da. După ce au ars timp de 2 ore, deci, ce nu două? Mi se dau start deodată, da? Da, la amândouă. Așa, ele sunt la același nivel, da? Ar timp de 2 ore. Deci, după ce am timp de 2 ore, asta... Împărțim în 5, nu? Deci, dacă împărțim în 5, foarte bine ai spus. 1, 2, 3, 4, și a 5-a, și a 5-a, iată așa. Ea arde cam pe aici, este după 2 ore. Și pe asta o împărțim iarăși în 5. 1, 2, 3, 4 și 5.
Așa. După ce am dat două, două ore. Da. Lumânările au deci, lungime egale. Asta. După ce am două ore, lumânările au lungime egale. Da, da, da. Ups. Ups. Nu știu cum, dar mi-a miesă ceva aici. Deci singurul care mi-a miesă. Și mie. Apoi la cum am făcut eu desenul, nu mi-a iesă tot. Deci, asta scurtă. Vă mai citesc o dată, domnul profesor? De câte, întrebarea era de câte ori a fost mai scurtă o lumânare față de cealaltă. Da, bine. Deci, Au fost aprinse două lumânări de lungimi și grosimi diferite. Lumânarea scurtă se topește în întregime în 5 ore, iar cea lungă în 3 ore și jumătate. După ce au ars timp de 2 ore, lumânările au lungimi egale. Deci, ce-o rămas asta trebuie să fie egal cu ce-o rămas aici, nu? Da. Adică, da. Asta înțelegem noi. Indiferent de grosime. Au lungime egale, corect? Așa. Deci lumânarea mai scurtă, așa se zice, 5 ore, nu? Mhm. Cea mai scurtă 5 ore. Și iar cea lungă 3 și 1 pe 2 ore. Asta înseamnă 3 ore și jumătate? 3 ore și jumătate, da. Deci nu e 3 și 1 pe 2 ca să era altceva. Nu. E 3 și 1 pe 2 ore. 3 și 1 pe 2 ore. 3 ore da. Și jumătate. Da, da, da. Că așa scrie 3 și 1 pe 2, nu? Da. Și 1 pe 3 ore și jumătate. Da. Deci două cincimi din prima reprezintă deci dacă după ce are două ori, nu? Deci de ce am împărțit unul în cinci, ceva pe asta? Nu știu. De curiozitate. Mai din trei jumătate trebuia? Trei și jumătate. Deci trebuia numai în 3 și... jumătate. Asta era. Deci, trebuia împărțit în una, două, trei, și dacă asta este atât, atât, da? Deci, 3 și jumătate, atât. Așa arată lumânarea. E 3 ore și jumătate. Și jumătate. Hai să le transformăm în minute. Deci, practic, asta arde 120 de minute. Nu? După 2 ore. Îi mai rămân câte ore? 3 ore. Deci 180 de minute. În total, asta are câte? 3 ori 8, 24. Nu? 3 ori 8, 24 și cu 30. 30 de minute, deci 200, adică 3 ori 1 ori 8, 3 ori 6. 3 ori 6, 3 ori 18. 180 de minute, da. Și cu 20, și cu 30 de minute, 210 minute. Uh-huh. Deci 210 minute arde ea în totalitate. 210 minute, da? Da. Asta altă... 300 am spus. 300. În total, nu? Da. Adică, prima lumânare arde 300 de minute, cealaltă 210 minute. Păi să facem diferența, după ore, să vedem... După două ore arde. Prima arde... Deci două ore și am 120 de minute. Iar după 120 de minute, cât o ars și prima, ar însemna la ce nivel? Mai rămâne jumătate? Nu.
Păi, deci, la cum e desen o cură, nu prea are. Păi, gândim așa. Din dacă 210 minus 120 de minute cât o ars. Deci ar veni 90 de minute. 90. Păi după 2 ore, iar ior mai rămas să ardă o oră și jumătate. Corect. Că ardea în totalitate 3 ore și jumătate. Corect. Deci o oră și jumătate înseamnă 90 de minute. Da. Da. Corect. Dar ele sunt la aceeași înălțime. Deci, practic, arzând, hai să desenăm lumânarea partea de sus egală. Deci, facem așa. Lasă că insistăm acum. Deci, lumânarea asta care e mai lungă, o împărțim în cât am spus, în trei bucăți. Trei și jumătate. Două. Două. Am împărțit tot în cinci. V-am greșit în am împărțit în cinci. Am revenit cât de timp. E arde, am spus mai devreme, că arde trei ore și jumătate. Suntem în etapa când tatonăm problema. Corect. Deci nu putem, n-am știut problema asta, nici voi n-am știut-o, nici eu nu știu, dar trebuie să dezbatem ca să înțelegem bine. Bun. Deci, după 2 ore, arde partea de sus. Adică 120 de minute arde acolo. Deci 120 de minute și mai rămân aici 90, 90 de minute. Corect. Dar cât au ars partea asta de sus, de 120 de minute, nu? 120 de minute, 2 ore, au făcut ca cea mai lungă să coboare și de acum să aibă aceeași înălțime. Uh-huh. Da? Aceeași înălțime. Adică cât o ars asta în 2 ore, o ars asta cât din ea? O ars jumătate sau mai mult de jumătate? Păi o ars mai mult de jumătate. Mai mult de jumătate. Mai mult de jumătate. 120 minute, mai rămas mai 90? Sigur că da. Acum noi trebuie să concentrăm aici. Ce ne cere problema? Să aflăm cât... De câte ori a fost mai scurtă o lumânare față de cealaltă. Aha. Deci asta de câte ori este mai scurtă decât cealaltă? Sau de câte ori este mai lungă asta decât cealaltă? Da. E aceeași chestie. Este aceeași chestie, da. Cred că e dublă, dar haideți să demonstrăm, nu? Da, trebuie să înțelegem bine. Corect. Cum lucrează acolo problema. Ce am mai tare Adi, hai să vedem. S-a prins la tine, da? Păi, o fac foarte repede. Te-am pentru acasă. Cum? Da. Nu. Să vedem timpul dacă s-a dus. Dacă da, să avem grijă să... 53. 53, schimb. Da, tocmai.